Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip, de data asta cu ceva noutăți Matchbox din anul 2022. Sau cel puțin așa cred eu. Acum, dacă sunt din nou contestatari, cu politețe îi rog să scrie în comentarii, dar fără injurii sau alte ironii. Acestea fiind zise, am să încep cu prima mașină. Știți că eu sunt cu mașini de poliție, de pompieri sau salvare, așa că de obicei au variații ale acestora. Și la Ford, la Chevrolet Caprice, ăsta știu că l-am în varianta albă, dar pentru că e mașină de poliție, am zis că o să iau încă o variantă. Cel puțin mie îmi place cum arată, chiar dacă e gri. Deci cam așa arată pe blister. Foarte atrăgător. Deci vorbim de un Chevy Caprice Classic Police. Și aici avem și ceva detalii din ce an este, din 94. Chiar și baza e acel plastic plăcut, girofar, dar cum v-am obișnuit o să pun aici pe masă ca să focalizez mai bine. Jante tip capac, cu un tip disc ca un capac, astea va mai arăta la Matchbox. În general, la mașinile clasice, cam ăsta e genul de jante. Să vedem dacă are detalii în spate. Nu, deci aici avem o combinație detalii lateral față, cel puțin în față ar fi, de fapt nu e față, e strict lateral, doar că se văd niște semnalizatoare și la fel și în spate. Deci strict față, spate, nu exact ce nu face, asta n-am cum să o ascund. Se vede aici niște detalii la farul și grila din fața radiatorului și loc pentru numărul de matriculare, dar poate la moving parts sau ceva premium, pentru că aici nu e nimic. Deci doar din față și pare mai degrabă o mașină de securitate decât de poliție. Cel puțin atâta timp cât nu scrie pe el polis, nu pare să fie de poliție, totuși. Totuși, faptul că are girofar mi-mi sugerează că e totuși o mașină de poliție. Acum că e poliție oficială sau e ceva doar de securitate, de știu și eu, de a însoți, de exemplu, o coloană oficială sau ceva de genul ăsta. Dar aici scrie că ceva scrie foarte mărunt acolo și probabil voi prin cameră puteți să vă dați seama că s-ar putea să fie ceva polis acolo. Dacă nu, asta e. Eu așa văd că ar fi ceva mașină de securitate ce însoțește ceva, nu știu, poate și o coloană oficială sau ceva de genul. Deci cam așa arată. Mergem mai departe la Ford Custom 300. Este iarăși, nu l-am mai văzut clar. Va fi o noutate în colecția mea. Sper, pentru că am mai zis așa ceva și
M-am trezit cu dublură. Rămâne de văzut dacă îl zăresc sau nu pe rafturi din 1967 sau 57 chiar. Cer scuze. E chiar o mașină clasică în adevăratul sens al cuvântului și aș zice destul de reușită comparând cu ce văd pe blister. Foarte tari, blisterele astea sunt foarte enervante. M-am chinuit să le desfac. Deci, din 1957, un Ford Custom 300, roz destul de late, așa, pentru gabaritul lui. Stilul ăsta, cum e și Cadillac. În anii 50, de obicei, farurile erau singulare, adică nu erau mai multe. Foarte interesant, arată și spoilerul ăsta și grila în fața radiatorului, dacă e, bănuiesc, motorul în față. Și stopuri în spate, dar așa, încrustate în metal, tipic la mașinile astea clasice nu prea ai. Și o culoare neagră foarte lucioasă, deci nemetalizată. Lateral. În spate, încă o dată. Și aici jantele acelea tip disc, capac, cum vreți să-i spuneți. V-am zis toate astea mai clasice, cam ăsta au stilul de jante. Fiind mașină mai veche, are și aceste bare de protecție subțiri, cum e și la Wally, de exemplu, care dau bine și e un detaliu, un plus de calitate, zic eu. Atât. Mergem pe coloana a doua și începem cu Tesla Model Y, care nu de mult cred că v-am prezentat deja varianta Hot Wheels, ceea ce mă duce cu gândul la un prim, poate, videoclip față în față, adică să iau două câte două modele din același, sau mă rog, două câte două machete din același model, mai corect enunțat. Asta e pe placul meu, cum îmi place, cu detalii față-spate. Deschidem, deci cam așa arată pe blister. Acții build în față, inclusiv sigla Tesla. Și în spate număr de matriculare și stopuri cu acții build sus. Mă gândesc că aici ar trebui să fie panou solar. Da, asta e una din modelele de jantă. În general, mașinile mai sportive, să zic așa, au stilul ăsta de jantă cu 10 spițe cromat. Și de data asta avem și o vopsea metalizată, un roșu cărămiziu. Zic că arată bine. Teoretic, metalizatul doar genul ăsta de gri nu prea îmi place, dar dacă e cu detalii, cum e și aici față-spate,
îl accept și pe ăsta, la fel, aceleași tipuri de jante, după cum vedeți. Vorbim de un Renault foarte nou, model 2022, deci cât se poate de actual, cam așa arată pe blister. Sunt convins că va apărea și alte culori, deci cine are răbdare o să prindă cu siguranță alte culori la mașina asta. Dar arată foarte bine și așa. Și lateral. Destul de detaliat și aici se văd din cuietorile la uși, oglinzi laterale, stopuri. Coaxibil, de inclusiv sigla Renault, număr de matriculare. Mă, nu știu dacă e versiune hibridă sau nu. Că nu scrie hibrid, deci o iau că e pe combustibil fosil. Că mă gândeam că și aici partea de deasupra ar putea fi un panou solar. Așa pare, dar de obicei ar scrie că hibrid sau e Renault sau ceva de genul care sugereze că e electric. Și după cum vedeți e vopsea, deci argintie metalizată, dar arată bine, cum spuneam. O dată să vă arăt de aici. Stilul ăsta așa cu sprânceană e acum model la Renault. Și ajungem la ultimul, un Cadillac CT5V din 2021 și ăsta un model nou. Foarte interesant. Inițial am crezut că e acel CTV care era wagon, de fapt, și de aceea am zis că ăsta sigur nu l-am și plus că ăsta e din 2021, deci e mult prea nou și îmi place că e și roșu și se vede o surpriză plăcută, deși e roșu se văd stopuri, ceea ce mă încântă. Deci cam așa arată pe blister și se vede și sigla Cadillac foarte tare. Îmi place. Cadillac întotdeauna mi-a plăcut. Mai ales Escalade, acel SUV masiv, foarte tare. Sper să scrie și aici. Da, Black Wing. Se pare că aici avem mai multe detalii. Același stil de jante, tot cu 10 spițe, cromat și, după cum vedeți, stopuri coaxibil din spate, deși e roșu, se poate vedea clar conturat, inclusiv stopul de frână, foarte tare. Și aici la fel. Să vă arăt și pe masă. Cum vedeți, culoare roșie nemetalizată. Acum în spate. Așa. Inclusiv acel număr de matriculare. Și antena GPS, deja omniprezent la toate mașinile noi, foarte modern, așa aerodinamic.
ultimă paradă, să vă arăt. Tot ce e de arătat asta și acum mă voi îndrepta spre, zicem, locul unde am modelele Meshbox. Am să încep cu ăsta de poliție pentru că el e singur și am să, cred că recunoașteți aici caprisul inițial care arată mult mai bine. Ocazia asta am să-l las tot în față și am să-l pun lângă fratele lui, așa. În curând voi face și un top mașini de poliție, raftul 1, raftul 2 sau ceva de genul, mă gândesc, că sunt prea multe. Sau pe categorii mașini americane, japoneze, cum e asta, clasice, rămâne de văzut, SUV-uri, mașina clasică, asta e aici, dar nu prea mai am loc, după cum vedeți e foarte aglomerat. O să-l pun și pe ăsta deocamdată aici, că nu am timp și loc. Și acum mergem cu Cadillac-ul. Cadillac. Da, o să pun prima dată Renault ăsta aici. Aici sunt mașini europene, în general germane. Dar mai am și un Cadillac aici. Însă americane mai mult aici. Vedeți aici e acest CTS Station Wagon, mai am și un încă unul. Asta e CTS Coupé și CT5, foarte asemănătoare denumirile. O să las aici deocamdată. Și acest Tesla. Aici sunt moving parts clasice. Tesla. Da, nu știu unde să pun. O să las deocamdată aici tot unde sunt americane și asiatice, o jumătate de raft. Deci cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune.